invers, nu e bine să judeci genialitatea după manifestările ei. Mi-au fost prieteni, mi-au fost îndrumători și mi-au fost călăuze în mai tot ce am gândit înspre literatura română. Dar al doilea mare avantaj este că m-au îndepărtat de producția de literatură română. Doi scritori într-o familie nu prea se văd și nu prea se înțeleg. Alexandre Dumas, fiul și tatăl, s-au certat până în ultima zi a vieții uneia dintre ei, până și Strauss și știm foarte bine Johann, tatăl și fiul. Am ales cariera academică. Mi-a plăcut enorm să învăț pe alții, să învăț de la alții. Deviza mea favorită este cea lui Platon. Spunea că dacă vreodată va avea bani să-și facă o academie, n-a avut, că era în chirie la Academos, un bogătaș grec, și de-aia se numește Academie, instituția respectivă, că erau curțile respectivului. Spunea că ar scrie sus o deviză, nu se știe niciodată cine de la cine învață. Noi de la discipul sau discipolul de la noi. Și așa se face că am ales un domeniu foarte arid pentru unii, cel al filologiei clasice, latină, greacă, sanscrită, un pic de ebraică, dar nu cât să mă laud că știi bine, și foarte multe limbi moderne. Asta a fost un talent, un har cu care nici nu vreau să mă laud. Sunt vreo limbi străine pe lângă astea vechi cu care mă descurc și prin care am devenit o personalitate cunoscută în domeniile mele de nișă, pentru că în ziua de azi, ce ne zicem, comicologia ai țării, dacă v-ați imaginat că asta e o știință, da? Comicologia este o știință și, în afară de Teodor Baconski, care și-a dat doctoratul, și de Marian Popa, care a lucrat din 75 cu titlul ăsta, Val Panaitescu de la Iași, care și-a lucrat pe humorul tare frumoasă la Polirom, eu am inițiat un proiect care de 20 de ani încearcă să traseze reperele comicului românesc, nu doar în practică, ci și în teorie. Și am descoperit un lucru extraordinar, după decenii de analiză și de sinteză, că mai toată critica noastră culturală și literară este orientată spre umor, nu spre ironie, și încă de la cărturarii creștini, cărturarii religioși, care spuneau că nu vor să surpe, ci vor să construiască. Așa se traduce și deviza lui Helia de Rădulescu, cu scrieți, băieți, scrieți, și devizele lui Eminescu și Hajdău, care vroiau să nu se derăpâneze, ci să edifice. Și asta se face cu surâs blând, empatic, umoristic, nu cu ironie destructivă, tăioasă și determinator, așa gen Schwarzenegger, cum spera că va putea impune titlul mai urât în cultura noastră. De aia sunt atât de plăcute și cronicile lui Călinescu și Rovinescu și Pompilu Constantinescu și chiar și criticii actuali, Simion și Manuescu și cei tineri, au o doză de umor. Asta e tema vieții mele. Am încercat să o aplic și în viață. E mai greu, pentru că un popor ca al nostru a supraviețuit prin surâs, prin glumă, prin anecdotă politică, prin snoavă. Și asta ne-a ajutat pe toți să trecem peste lucruri altfel de nepovestit, de netrăit și de nesuportat. A fost un har al neamului nostru. Foarte puțină lume știe că cele mai multe tipuri de snoave din lume sunt ale românilor. 970, ucrainienii pe 2 cu vreo 500 și ceva. Foarte puțină lume știe că avem 7.000 și ceva de tipuri de anecdote politice din timpul comunismului, când media restul Europei de sub comunism este 2.000-2.500. Deci chiar este o terapie, acest umor simpatetic, cum i-am zis eu, chiar este o modalitate de a trăi altfel lucrurile. Și pentru că nu am pierdut niciodată simțul umorului, am început să editez carte. Da? Într-o lume în care și cartea electronică își câștigă tot mai mult rolul și în care toată lumea se plânge că nu se mai citește ca pe vremuri. Se citește exact ca pe vremuri, totdeauna țin minte de vorbele lui Platon, care susținea că mai mult de 10% din populație nu are nici dorință de cultură, nici idei și nici capacitatea de a trage după sine alți oameni. Și atunci, și dacă din aia 10% rămân 1%, tot ai pentru cine publica, edita și gândi carte minunată, care să rămână și care să fie o emblemă a acelei generații și a acelei entități culturale. Cu editura Marcord am început această aventură minunată. Era o perioadă încântătoare în care scoteam din Augustin în premieră în român 80.000 de exemplare și se vindeau în vreo 2 luni, solilogvile, în care scoteam prima mea comicologie, Hermeneutica omorului simpatetic, se duceau 3.000 de exemplare în tot așa 2-3 luni.
și în care toată cartea patristică, o altă nișă de care sunt foarte îndrăgostit, adică literatura bisericească a părinților ecleziei din secolele 1-5, latini și greci, se vindeau ca și thrillerurile și cărțile lui Stephen King în Statele Unite. Au fost și tiraje, cum a fost Scara Raiului, tradusă de Mitropolitul Corneanu, o carte uriașă, peste 600 de pagini, de 50.000 de exemplare. Asta mi-a deschis și apetitul pentru cartea de super calitate, dar și bucuria de a mă încăpățâna să cred în capacitatea românilor și a tuturor oamenilor de a se îndrăgosti iarăși și iarăși de cartea tipărită, de parfumul ei, de frumusețea ei, de esența ei. Amarcordul a decedat în niște condiții tragice, ca editură, patronul ei, un om de-al minte foarte instruit, a sperat că o carte, cum ar fi istoria Imperiului Otoman al lui Cantemir, se va vinde în 3.000 de exemplare în Occident. Și a editat atâtea, în condiții grafice excepționale, și s-au vândut cam 5 exemplare. El a trimis la toate marile academii ale lumii și la universități și a mulțumit foarte frumos pentru exemplarul primit și n-a mai comandat nimeni niciuna. A fost o mare durere corelată, bineînțeles, și cu alte evenimente, dar asta a fost lovitura de grație și de atunci am mai publicat doar carte patristică, carte de specialitate la editura Mitropoliei, pentru că acolo era singurul om pe care îl cunoșteam drept magistru absolut între ale sintezei între cultura filologică și cea patristică, Mitropolitul Nicolae. El m-a învățat enorm, și el pe urmă un mare cărturar, Ioan Coman, care la fel absolvise și filologia clasică și teologia prin anii 30, probabil cel mai bun patrolog al nostru. Harry Lott